La fel ca anul trecut, aproximativ 15 utilaje de dezăpezire vor fi pregătite să intervină la orice oră, astfel încât zăpada să nu blocheze drumurile din Năvodari. Firma SC Polarisem Holding a constituit la Năvodari comandamentul local de iarnă, ce își va desfășura activitatea în perioada sezonului rece și va deveni activ ori de câte ori vremea o va impune. Activitatea de dezăpezire este asigurată cu utilajele proprii, constând în sărărițe, bulto-excavatoare, vole și lame. Chiar dacă până vor cădea primii fulgi de nea va mai trece un timp, necesarul de material antiderapant și 250 de tone de nisip au fost asigurate de autoritățile locale din Năvodari. A fost asigurat necesarul de material antiderapant, constând în nisip și clorură de calciu. Menționez aici, clorura de calciu a fost adusă la dispoziția domnului primar Matei Nicolae. Clorura de calciu are calitatea de a proteja covorul asfaltic, astfel încât drumurile să nu aibă de suferit după sezonul rece.